dacă de poți să nu-ți pierzi capul când toți în jurul tău și l-au pierdut pe al lor, găsindu-ți ție vină. De poți atunci când toți te cred nedemn și rău, să nu-ți pierzi nicio clipă încrederea în tine. De poți să aștepți oricât, fără să-ți pierzi răbdarea, de rabzi să fii mințit, fără ca tu să minți. Sau când huli de oameni, tu nu cu răzbunarea să vrei a le răspunde, dar nici cu rugăminți. De poți visa, dar fără să te robești visării. De poți gândi, dar fără să-ți faci din asta un țel. De poți să nu cazi pradă, nici când disperării, succesul și dezastrul primindu-le la fel. De rabzi să auzi cuvântul rostit cândva de tine, răstălmăcit de alții, ciuntit și prefăcut. De poți să-ți vezi idealul distrus și din ruine, să-l reclădești cu ardoarea fierbinte din trecut. De poți risca pe o carte întreaga ta avere și tot ce ai strâns o viață să pierzi într-un minut. Și atunci, fără a scoate o vorbă de durere, să începe agoniseala cu calm de la început. Și dacă trupul tău uzat și obosit îl vei putea forța să-ți mai slujească încă, numai cu strășnicia voinței tale și astfel să steie peste vreme așa cum stă o stâncă, de poți vorbi mulțimii fără să minți și de te poți plimba cu regi fără a te îngânfa, de nici dușmani, nici prieteni nu pot vreun rău să-ți facă, că doar dreptatea-i călăuza ta. Și dacă poți să umpli minuta trecătoare, să nu pierzi nicio filă dintre al vieții tom, al tău va fi pământul cu bunurile toate, dar mai presus de tot vei fi un om.